Salut, Fecioare! Voi face citirea pentru săptămâna 16 octombrie, 22 octombrie. O săptămână cu Mercur făcând ingresul în Scorpion. Voi aveți în continuare pe Venus în Fecioară. Și, bineînțeles, o săptămână în care vom resimți în continuare eclipsa de inelară de soare care a fost în balanță. Haideți să vedem pentru voi ce se întâmplă în această săptămână. Prinț de monede. Dacă sunteți fecioare, vă reprezintă pe voi, bărbați. Călătoriți, vă deplasați destul de repede, dar vă descurcați și cu veniturile, fiindcă voi sunteți cei care promiteți să acumulați o avere. Deci am putea spune că vă descurcați foarte bine cu munca pe care o aveți de făcut. Să vedem, deci, ceea ce vă influențează pe voi este un 7 de monede. Sunteți destul de nemulțumiți, așteptați să primiți ceva mai mult, dar poate că ați și greșit și acum observați că primiți mult mai puțini bani pe care voi sperați să-i primiți. Ați muncit, ați depus eforturi, dar totuși nu primiți cât v-ați dorit voi, cât ați sperat voi să primiți. Primiți mult mai puțin, dar nu pierdeți. În schimb, legat de fericirea voastră, orice ar reprezenta pentru voi fericirea, aveți acest diavol. Diavolul vă atenționează că ceva legat de fericirea voastră nu merge. Ceva este impus parcă de o persoană, un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn, care vrea să vă aibă în puterea lui. Sfatul arcanei este renunțați la vicii. Nu sunteți decât o simplă trestie în fața furtunii. Deci, nu știu care sunt viciile voastre, dar voi trebuie să vi le știți mult mai bine și este legat de ceva care pe voi vă face fericiți. În schimb, 6 de monede arată generozitatea voastră legată de un curs de studii, de cunoaștere spirituală, de călătorii. Voi sunteți generoși și arătați această generozitate pentru cei din jur, dar și pentru voi reprezintă o situație benefică când poate cineva vă dă o șansă să arătați ceea ce puteți să faceți, să vă afirmați din punct de vedere al cunoașterii. Deci, legat de resurse, bunuri materiale, aveți foarte mulți dușmani, dușmani care vă încolțesc, vă dau dureri de cap. Sfatul arcanei este: ascundeți-vă scopurile, nu veți putea scăpa de ei decât așa. Legat de locul de muncă, s-ar putea să vă doriți să începeți ceva nou. Să lucrați ceva nou sau vreți să lucrați la un proiect, ați început ceva sau vă tentează o călătorie unii dintre voi. Deci voi vă doriți noutăți. În orice caz, după munca voastră profită și cei din jurul vostru, colegi, șefi. În ceea ce privește menirea voastră, este să dați piept, sau mai bine zis, să vă confruntați cu acest prinț de spade.
Arată un bărbat foarte apric, un bărbat care vrea să vă facă rău. Consideră că aveți un bun sau aveți ceva care el dorește să-l ia de la voi. Deci vrea să obțină ceva de la voi, consideră că e dreptul lui. Trebuie să vă pregătiți cumva cu această confruntare. În ceea ce privește, adică să știți că acest bărbat tânăr vă face foarte mult rău cu ascendent zodie în gemeni. Vorbim acum de comunicare. Comunicarea voastră este poate cu un frate, cu un văr, cu un vecin care este un prinț de cupe, este un bărbat hotărât, un bărbat care călătorește mult, un bărbat care cheltuie foarte mult, îi place atmosfera agreabilă, plăcută. Și din cauza aceasta el și cheltuie foarte mulți bani și pare să fie ca un fel de curtezan. În ceea ce privește 9 de cupe, 9 de cupe arată un contract, o asociere, un proces în care voi arătați că vă simțiți foarte bine, că totul este plăcut, o atmosferă plăcută, agreabilă, totul vă face să vă simțiți bine în compania persoanei respective. În ceea ce privește relațiile, în relațiile cu prieteni, cu protectori, cu asociații profesionale, voi aveți marele preot, care este un fel de mentor pentru voi, o persoană care vă atenționează că este bine să treceți totul prin conștiința voastră. Nu este bine să judecați, să etichetați până când nu treceți totul prin conștiința voastră în relațiile voastre. În ceea ce privește cumpătarea, temperance reprezintă săgetătorul ca zodie, dar reprezintă în familie, în cămin, o situație în care trebuie să studiați foarte bine forțele care intră în joc, astfel încât să puteți să vă aduceți în puterea voastră persoana pe care o doriți, dar în același timp puteți să ajungeți acolo unde vă doriți, studiind foarte bine forțele care intră în joc. Deci este un aspect legat de familie, de cămin. În ceea ce privește schimbarea pentru voi, este atitudinea pe care o aveți față de bani, un doi de monede. Arată dorința de a echilibra situațiile astfel încât să puteți să faceți plățile pe care le aveți de făcut, dar să și puteți pune bani deoparte atât cât vă doriți sau să vă distrați sau chiar să vă programați o călătorie. Deci încercați să vă descurcați cu acești doi de monede. În ceea ce privește lumea, lumea arată o situație în care voi trebuie să vă schimbați total, să vă schimbați modul de gândire, să vă schimbați ideile, să vă schimbați creativitatea, comunicarea, sentimentele, relațiile, energia, vitalitatea. Este un talisman al norocului pentru care ar trebui să țineți cont de aceste schimbări. Toate depind numai de voința voastră. Atunci când voi veți dori, veți putea opri aceste schimbări.
Deci, este un aspect benefic. Trebuie să fiți foarte atenți la acest diavol, la bunurile materiale și la munca voastră, la banii pe care îi primiți, salariul pe care îl primiți și, bineînțeles, acest prinț de spade care este capabil să vă facă foarte mult rău. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal să se dezvolte, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!